Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 15 octombrie 2020. Ce se va cânta în cer? A lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Apocalipsa, capitolul 1, versetul 5 și 6. Un vestitor al Evangheliei a vorbit odată cu un tânăr despre cer. O, da, a spus George, și eu îmi doresc să ajung în cer și mă gândesc că voi fi acolo cândva. Am fost întotdeauna bun cu soția și cu copiii mei. De asemenea, nu am făcut niciun rău cu bună știință cuiva. Este frumos că sunteți un om așa de bun. Dar ce vă imaginați când rostiți cuvântul cer? Ce vom face acolo? Mă gândesc că este un loc fericit și că acolo vom cânta mult, a răspuns George. Da, desigur, acolo se va cânta mult. Vă voi citi ceva despre aceasta. Evanghelistul a deschis Biblia și a citit. A lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Puteți cânta această cântare? Sunteți spălat de păcate prin sângele său? George a devenit deodată foarte grav. Conștiința i-a fost atinsă și a adus aminte de unele păcate. Aproape șoptit, el a răspuns, nu, această cântare nu o pot cânta. Dar nu vreți să vă rugați cu mine? Și eu doresc să fiu spălat de toate păcatele mele prin sângele său. În acea seară, George a fost mântuit și a plecat genunchi în fața Mântuitorului și a primit iertare. Acum putea să cânte și el cântarea de laudă a celor mântuiți. Tu poți să cânti această cântare? Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.